Dragii mei, vă invit să ne ridicăm pe picioare, să ascultăm un cuvânt al Domnului care se găsește în Romani, capitolul 10, citim versetele 14 și 15. Romani, capitolul 10, versetele 14 și 15. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris? Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Amin. Vă rog să vă reașezați. În momentele care ne stau în față, vreau să răspund la întrebările acestea pe care Apostolul Pavel le-a ridicat. Și omul ăsta se întreba, cum vor auzi oamenii despre Domnul Iisus Hristos? De fapt, acesta este și titlul mesajului care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră. Ca oamenii să audă despre Domnul Iisus Hristos, fiindcă suntem la o seară a misiunii, le-am considerat eu că sunt trei nevoi majore pe care le putem face noi. Există și alte nevoi numai pe care le face numai Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel prin Duhul Sfânt care îi poate convinge pe oameni, pe care îi poate determina, pe care îi poate convinge de păcatele lor și de nevoia de mântuire. Dar până acolo e nevoie de agentul uman. Și ni se dă aici o nevoie. Prima nevoie ca oamenii să audă despre Domnul Iisus Hristos e nevoie de picioarele celor ce merg să ducă Evanghelia. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, un înger al Domnului spune, a vorbit unui evanghelist pe nume Filip și spune, Filipe, coboară pe drumul care duce spre Ierusalim la Gaza. Și omul ăsta ascultă de ce zice îngerul, ajunge pe drumul ăla la Gaza și acolo aude vocea Duhului din nou și spune, vezi carul? Du-te, ajunge carul. Știi ce a făcut Filip? A alergat, frații mei. Nu știu cum mergea carul ăla, cum zice românul, la pas sau la trap, dar ce este important că a ajuns carul, a alergat și a pus picioarele lui la dispoziția lui Dumnezeu. Și ajunge în dreptul lui și îl vede pe famen că citește. Famenul ăsta etiopian citea din Scriptură. A făcut rost de undeva, de cartea profetului Isaia, a ajuns la capitolul 53 și s-a încurcat în capitolul ăla. Nu știa despre cine vorbește prorocul, despre sine sau despre vreun altul. Și spune Scriptura că Filip de acolo l-a propovăduit pe Iisus Hristos. A fost convins de păcatele lui și a înțeles că e nevoie de un botez. A văzut apa și a zis, uite apa, ce mă împiedică? Nimic, dacă crezi în inima ta și ești gata să accepți, Filip, famen, a zis da. Și spune Scriptura că a oprit carul și a fost botezat. Ce s-a întâmplat apoi cu famenul etiopian? Și a continuat drumul plin de bucurie, ca omul ăsta să fie mântuit, ca Evanghelia să se ducă în Etiopia, a fost nevoie de picioare care să meargă, să ducă Evanghelia. Vă spuneam că am fost de multe ori în călătorii misionare, de două ori am fost, doi ani la rând, pe două luni de zile în Kenya. Primul an când m-am dus în Kenya, în multe proiecte în care noi am fost implicați, unul din proiecte era evangelizare de la om la om. Eram cu un grup de tineri, ne-am împărțit și am zis tinerilor, astăzi mergem pe sat, pe unde găsim oameni, le spunem despre Domnul Iisus Hristos. Am întâlnit undeva în câmp pe un băiat care săpa un șanț ca pe când avea să ploaie cândva, să punea un celofan acolo să se adune apa în șanțul respectiv. Ca să intru cu el în vorbă, primul lucru care mi-a ieșit pe buze, l-am întrebat, cum te cheamă? Și el mi-a zis, Sila. O, zic eu, Sila? Da! Păi tu știi cine era Sila? Nu știu, el mirat. Păi Sila umbla cu Pavel, zic, de Pavel ai auzit? Nu știu. Păi Pavel îl predica pe Iisus Hristos care i s-a descoperit pe drumul Damascului. De Iisus Hristos ai auzit? Și el mi-a zis, nu! Și am început să-i vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. De ce a venit în lumea noastră? Așa s-a întâmplat, nu așa s-a întâmplat de fapt, așa călăuzit Duhul Sfânt toate lucrurile, ca pastorul din zona, din satul respectiv, să fie în echipa noastră. După ce i-am vorbit despre Domnul Iisus, l-am provocat să-L accepte în viața lui și dacă vrea să-L accepte. Și el mi-a zis că da, m-am rugat pentru el și apoi l-am pus în contact cu pastorul din zona respectivă. Și apoi i-am mai zis eu lui Sila,
Auzi, eu duminică o să fiu la pastor aici în biserică și eu să am un mesaj. Ne vrea să vii să asculți predica. Și a zis că da. Ne-am dus la biserică. Câțiva pari de lemn și câteva table deasupra, dar rare între ele, cu multe găuri, și apoi erau câteva bănci așa din lemn care jucau în toate felurile. Și la un moment dat îl văd pe Sila cum coboară de pe niște dealuri și vine la biserică. Ascultă mesajul. La urmă mă duc la el, îl apreciez că a venit, l-am binecuvântat și ne-am despărțit. Nu știam că după un an de zile urmează să fiu din nou în Kenya. Am ajuns în Kenya, după 3 zile primesc un mesaj pe telefon de la pastorul respectiv și spune: hei frate Marius, ce mai faci, cum ești? Și printre altele îmi spunea: știi tu de băiatul acela Sila? Zice, băiatul acela vine regulat la biserică și se ține de pocăință. I-am zis că uite, vreau să ne întâlnim, sunt în Kenya din nou și vreau să ne întâlnim. Vino cu el în baza în care suntem noi, eram acolo într-o bază și el a zis că da, o să facă așa, într-un fel, încât să ne întâlnim într-o zi. Și îl văd într-o zi că intră pe poartă, într-o dupamasă, pastorul cu Sila în spate. Un băiat care acum a radiat de bucurie. Prima dată când l-am întâlnit în primul an, nici n-a ridicat capul din pământ. Numai trist, nu spunea, numai răspundea la întrebări și atâta tot. Dar acum a radiat de bucurie și strălucea fața lui, slăvit să fie Domnul. Dacă Sila să-L cunoască pe Hristos, Sila ca să vină la biserică regulat, să se țină de pocăință, a fost nevoie de picioare care să meargă și să-L predice pe Iisus Hristos. Cea mai mare nevoie, pentru ca oamenii să audă Evanghelia, e nevoie de oameni care să meargă. Mântuitorul nu a spus, stați în biserică și așteptați-i pe oameni să se întoarcă la Hristos. Mântuitorul a zis, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură și cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Er, duceți-vă, asta înseamnă o acțiune, înseamnă să te duci la oameni, să le vorbești Evanghelia. Vă spuneam că în Mongolia sunt oameni care n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus. În satul acela, în Bahangai, am luat într-o zi sala, am închiriat-o și am luat pe rând toată ziua, așa m-a evangelizat om de la om. La un moment dat cine mă traducea pe mine mi-a zis, te rog să-mi dai un pic de pauză că mă doare maxilarul. Și am luat câțiva tine și am întrebat, crezi în Dumnezeu? Și mi-a zis că da. Și zic, cum îl cheamă pe Dumnezeu ăla tău? Stă, se gândește, zice, nu mi-aduc aminte, dar zice, în Dumnezeu Mongoliei cred. Vă puteți imagina ce înseamnă oameni să n-audă despre Domnul Iisus Hristos? Nici măcar numele acelui Dumnezeu. Alții mi-au spus Buddha, cum vă spuneam în prezentare, așa natural, adică care altora mai putea fi? Alții mi-au spus, n-am auzit niciodată despre Domnul Iisus Hristos. Noi în Mongolia am avut viză pentru o universitate, am avut mari probleme până am obținut viză pe termen lung. Și mergeam la universitate pentru că trebuie să ai un pretext ca să stai pe termen lung și avem viză printr-o universitate în care trebuia să merg și la ore. Și m-am dus într-o zi și mă vede un profesor venit din China în universitatea asta, preda limba chineză și mă vede străin și zice, hei, de unde ești? Zic eu, din România. O, din România. Zice, știu și eu ceva despre România. Zic, ce știi? Zice, știu de Mutu, de Hagi. Ăștia nu sunt apostoli. Ne-am despărțit pentru că o sunat clopoțelul, trebuia el să intre la ore să-și predea limba chineză, eu să intru la orele mele. Și mă gândeam eu în timpul ore, zic, Doamne, oare omul ăsta te cunoaște pe tine? O fi pocăit, nu o fi pocăit, e creștin, nu-i creștin. Și m-am rugat și am zis, Doamne, fă să mă mai întâlnesc o dată cu el. A doua zi mă aștepta el pe holul școlii și îmi zice, îmi dai numărul tău de telefon. Și zic, cum să nu? Zic, auzi, tu ce faci duminică? Zic, eu nu fac nimic, eu îs venit aici, sunt profesor, predau de luni până vineri și stau aici în campusul școlii, am o cameră undeva la etaj și aici stau în weekend, nu fac nimica. Zic, uite, ne-ai vrea să vii cu mine? Și zice, ba da, uite, o să vin, o să te iau și o să te duc undeva, o să ne întâlnim mai mulți oameni și apoi o să vii la mine la masă. M-am dus duminică, i-am pregătit între timp o Biblie, l-am luat, l-am dus la biserică. Ajungem în biserică, îi spun pastorului că vin cu un prieten, cu un profesor chinez, o să vin cu el la biserică și așa cum obișnuia pastorul când venea cineva străin, zice, îi urăm un bun venit în sânul comunității noastre, îl rog să se ridice în picioare și să prezinte.
omul ăsta, profesor de în jur la 30 și ceva de ani, nu s-a ridicat deloc. A stat jos și numai cu capul în pământ. Eu între timp îi dădusem și Biblia. La finalul slujbei, la finalul programului, l-am întrebat, Senghe, ăsta e numele lui? Zic, de ce n-ai vrut să te ridici, să spui cine ești? Știți ce mi-a spus omul ăsta? Marius, dacă știe șeful meu unde am venit, zice, cu mine s-a gătat. Nu știu cât știți despre China, dar oamenii ăia sunt șocați, paralizați de frică. Creștinii sunt foarte persecutați. El a realizat că l-am dus la biserică. Între timp îi dădusem și Scriptura. Și n-a vrut deloc să fie pus în public, să spună numele lui. Apoi l-am luat la mine acasă și înainte să servim masa, i-am zis, uite, noi ne rugăm, noi suntem creștini, cum și știi. Noi înainte să servim masa ne rugăm la Dumnezeu. Zic, tu te-ai rugat vreodată, obișnuiești? Zice, nu m-am rugat niciodată. Așa am simțit eu să iau mâinile lui în mâinile mele. Îi curgeau șuroaie de transpirat, tremura. M-am rugat pentru el și pentru mântuirea lui și pentru mâncare și apoi am început să conversăm. Și îl întreb, Senghe, tu crezi în Dumnezeu? Ascultați ce spune omul ăsta cu toate facultățile mentale, profesor internațional, venit din China și preda în Mongolia. Mi-a zis, cred în râuri, în munți, în lună, în stele și în văi. Zic, Senghe, aș vrea să-ți vorbesc despre Dumnezeul care a creat luna, stelele, munții, apele și tot ce vezi. Dumnezeul adevărat. Am deschis o prietenie foarte bună cu el. Băiatul acesta a început să vină la biserică. Venea cu mine la întâlnirile tinere, mergeam la Bahangai, în satul acela la 100 de kilometri. Duminica, frig! Foarte greu, trebuia să mergem, să ajungem noi primii, să facem focul. Făcea focul. A început să cânte la chitară. Am venit în România. El încă nu s-a hotărât pe deplin să-L primească pe Domnul Iisus. Zilele trecute și-a schimbat și el locația. A ajuns în Uganda și îmi trimite un video dintr-o biserică. Mi-a zis, uite, sunt în biserică. Omul ăsta care n-a auzit niciodată despre Hristos, despre mântuire, nu fusese niciodată în biserică. Acum, după ani de zile, merge la biserică și mă rog ca Dumnezeu din cer să-l mântuiască. Frații mei, ca Senghe să audă Evanghelia, trebuie de nevoie de picioare care să meargă. E nevoie de oameni care să meargă și să le predice Evanghelia. Eu am slujit în Italia, am stat 11 ani, am slujit ca lider de tineri, predicând cuvântul lui Dumnezeu și apoi, în 2008, am luat un grup de tineri, ne-am dus în Oltenia. O săptămână de prima noastră experiență. M-am dus în Oltenia, am stat cu ei, am făcut evangelizare, apoi ne-am dus în zona Botoșanului, după Darabani sunt câteva sate, Coțușca, Vișoara Mică și Vișoara Mare. Când am început evangelizarea împreună cu biserica din Italia, nu era nicio biserică în satele astea. Într-o iarnă m-am dus cu un grup de tineri și i-am zis, uite, după devoționalul care l-am avut, astăzi mergem cu mărturul lui Jehova. Mergem și noi pe la casele oamenilor și dacă ne primesc în case, cântăm două, trei cântări, citesc un cuvânt, îl explic puțin și apoi ne rugăm pentru oameni. Am bătut la o poartă, a ieșit o doamnă ieșită la pensie, mutată din București, era în un cadru didactic, cred că era educatoare, dacă mi-amintesc bine, și i-am spus, uite, suntem un grup de tine, vrem să intrăm la dumneavoastră, dacă ne dați voie, să cântăm câteva cântări. Eu o să citesc un cuvânt din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu și apoi ne vom ruga pentru mine. Dacă ne dați voie, noi suntem bucuroși să o facem. Femeia zice, da, poftim, intrați în casă. Am cântat, am citit un psalm, l-am explicat puțin și am spus dacă are motive de rugăciune. Femeia asta ne-a dat câteva motive pentru care ne-am pus la rugăciune. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și am dat să ne ridicăm, să-i mulțumesc că ne-a primit în casa ei. A început să plângă femeia asta. Și a zis, stați, stați, nu plecați. Șezați-vă din nou. Deci, aseară, m-am rugat la Dumnezeu să-mi descopere care este calea adevărată pe care trebuie să merg, că nu mai știu ce să cred. Și zice ea, azi noapte am visat un vis, o biserică mare, plină de oameni, dar nu era nicio biserică în satul ei. Și astăzi dimineață voi ați bătut în poartă și mi-ați cerut voie să intrați în casă și să vă rugați pentru mine. Știți ce spunea femeia asta? Zic, acum sunt convinsă că aceasta este calea pe care trebuie să merg. Slăvit să fie Domnul! Ca femeia asta să fie convinsă, a fost nevoie de picioare
care să meargă și să-i vestească cuvântul lui Dumnezeu. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia. E nevoie de oameni care să-și pună picioarele la dispoziție. A doua nevoie majoră e nevoie de genunchii celor ce se roagă. Mântuitorul când străbătea satele și cetățile, în Matei 9, capitolul 9 de la versetul 35, predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și vindeca orice boală care era în norod. Când a văzut el pe oameni ca niște gloate, ca niște oi care n-au păstor, atunci a zis: rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Frații mei, vă spuneam că cea mai mare nevoie pe care o are misionare e nevoie de oameni care să mijlocească. Înainte să fiu acreditat de Agenție Pentecostală de Misiuni Externă, mi-a cerut o listă de minim 20 de persoane care să stăruiască în rugăciune pentru noi. Și o trebuie să-i prezint oameni care să stăruiască. Și am întâlnit în experiența mea oameni când am intrat într-o biserică, zice: frate Marius, ai pățit ceva în ziua cotare? Zic: nu știu. Dar de ce? Zic că Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă rog pentru tine, dar cu stăruință. Zic: slăvit să fie Domnul. Înseamnă că Dumnezeu m-a scăpat de ceva. Vă spuneam că am fost în Kenya. În Kenya au fost doi misionari, Matt și Laura. Oamenii ăștia erau misionari, aveau multe proiecte, dar erau niște teroriști din mișcarea Mau Mau care îi urmărea de multă vreme. Și a venit o zi cu prilej pentru ei ca să îi omoare. S-a defectat mașina la 30 de kilometri de capitala Keniei, Nairobi, și n-au putut să ajungă. Oamenii ăștia au încercat din toate puterile lor să pornească mașina și să ajungă acasă. Au văzut că nu au niciun succes, au apelat la Psalmul 4, versetul 8, care a spus: Doamne, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu îmi dai odihnă de plină în locuința mea. Și s-au culcat. Teroriștii care îi urmăreau au zis: acum e momentul să-i ucidem pe misionari. Și când au vrut să se apropie de mașina lor, 16 ființe îmbrăcate în alb înconjurau mașina și o putere divină îi respingea pe teroriști să se apropie de mașină. N-au putut să-i facă nimic. A doua zi dimineață, misionarii ăștia s-au trezit și le-au venit din nou pe minte să dea o cheie la mașină să vadă dacă mai pornește. Și cum au dat prima cheie, au pornit mașina și s-au condamnat. Nu știau ce s-a întâmplat. Ajunge în biserică în care ei erau implicați în lucrarea de misiuni. Și au venit și teroriști și au spus: cine sunt oamenii ăia? Care oameni? Ăia 16 bărbați. N-am mai văzut așa ființe ca ei. Zice: uite cine suntem noi și ce am vrut să-i facem. Îi cunoaștem pe misionarii ăștia, am vrut să le facem lucrurile astea. Și n-am putut, pentru că 16 ființe îmbrăcate în alb, cu o putere divină, ne respingea. Misionarii, când au auzit mărturia, s-au întors înapoi în biserica lor locală, care îi susțineau în rugăciune, care se rugau pentru ei. Și frații au spus: dacă frații au vreo mărturie, ceva, să ne spună cum Dumnezeu a lucrat pe câmpul misiunii. Și a ieșit misionarul și a început să-i spună experiența asta. În timp ce el spunea, un bărbat din biserică s-a ridicat în picioare și a spus: stați puțin, frate, ridicați-vă în picioare toți bărbații care v-am sunat în noaptea cu tare să veniți, că Duhul Sfânt ne-a pus să ne rugăm și am stăruit în rugăciune până ni s-a luat povara de pe inimă. Știți câți bărbați s-au ridicat? 16 bărbați. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. El a creat lumea prin cuvânt. Știți ce făcea Mântuitorul? Petrecea nopți în rugăciune. Când a venit Satana să-l ceară pe Petru, spune că m-am rugat pentru tine. Putea să poruncească ca să nu ți se piardă credința. A venit în școala noastră, pentru că m-am făcut o școală de misiune care a durat 2 ani de zile, înainte să plec pe câmpul de misiune, și a venit o femeie care a stat în campus, nu știam, mă gândeam că e următoarea profesoară. La final de săptămână ne-a strâns pe toți în clasă și ne-a spus directoarea școlii: uite, femeia asta a venit din Țara Galilor o săptămână întreagă. A stat în campus, în cameră, și s-a rugat pentru viitorii misionari, pentru noi, studenți care eram acolo. În ultima zi ne-a chemat pe toți în clasă și a venit și i-a luat pe fiecare pe rând și s-a rugat special. A stat și m-am gândit, ce inimă poți să ai? Să vii din Țara Galilor pe cheltuiala ta, să stai în campus o săptămână de zile și să mijlocești. Ce mare chemare, ce mare har!
Slăvit să fie Domnul! Rugați-vă, dragii mei, pentru oameni, pentru lucrare și Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie numele Lui! Aș putea să continui cu multe exemple. Cea de-a treia nevoie, și mi-e greu să spun despre lucrul ăsta, dar trebuie, pentru că trebuie să înțelegem ca și popor al lui Dumnezeu. E nevoie de picioare care să meargă, e nevoie de genunchi care să se roage și e nevoie de mâini care să dăruiască. Uitați-vă la clădirea asta frumoasă pe care dumneavoastră o vedeți. O aveți. Frumoasă, o biserică extraordinară. Dacă biserica asta să se realizeze în felul ăsta pe care dumneavoastră o veți, a fost nevoie de mâini care s-au implicat, care au dăruit și ca lucrarea asta să fie posibilă. Știți ce mă șochează pe mine când citesc Scriptura? Când Hristos a fost dat la moarte, a fost pus în mormânt, s-au dus preoții cei mai de seamă și spuneau liderul care era responsabil pe toată securitatea din Ierusalim și i-au spus în felul următor: ne aducem noi aminte că omul ăsta, au zis, pe când era el încă în viață, ca a treia zi are să învieze. Și au dat o strajă și au pus-o la mormânt, ca nu cumva să vină ucenicii să-l fure, spuneau ei. Și au văzut minunea lui Dumnezeu, ca a treia zi a venit Hristos viu, s-a prezentat, a ieșit din mormânt. Ceva inexplicabil pe care nu puteau. Ei au rămas șocați, chiar cei care erau pus de pază. S-au dus și au dat de vește preoților și spune că au făcut sfat, s-au adunat imediat toată crema societății și au hotărât și spune Scriptura că le-a dat mulți bani să răspândească o minciună. Știți ce continuă Scriptura și mai spune? Că până și în ziua de astăzi minciuna asta e credibilă. Dacă niște oameni sunt dispuși să dea mulți bani să răspândească o minciună, eu aș vrea să vă întreb, noi care avem adevărul, pe care îl avem pe Hristos viu, în vecii vecilor, oare câți bani ar trebui să cheltuim ca Evanghelia asta să ajungă până la marginile pământului? Vă dau un exemplu despre o fată. Avea 50 de euro și vrea să plece într-o călătorie misionară. Toți banii ei avea 50 de euro. Îi trebuia 1000 ca să meargă în călătoria asta, să-și acopere toate cheltuielile, cazarea, drumul și așa mai departe. Într-o zi aude vocea lui Dumnezeu și îi spune: dă banii aia 50 de euro la persoana pe care eu ți-o arăt. Și într-o zi mergea cu autobuzul și vede o doamnă cu o pălărie, îmbrăcată bine, o doamnă elegantă. Și vocea îi spune în felul următor: du-te și dă-i banii la doamna respectivă. Fata zice: Doamne, nu are nevoie doamna respectivă de banii mei, uite-te la ea cum arată. Nu are nevoie de banii mei. Vocea îi spune: du-te și dă-i banii la doamna respectivă. Se duce timidă fata și spune: vă rog frumos să mă scuzați, știu că par penibilă, dar trebuie să vă dau 50 de euro, zice fata către doamnă. La care doamna zice: zice, azi dimineață m-am rugat la Dumnezeu și am spus că prima persoană care îmi dă mie 50 de euro, eu îi dau 1000. Banii exact care îi trebuia pentru misiune. Pentru că Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție. Trebuie să dai din ceea ce ai. Când Dumnezeu binecuvintează un popor, o biserică, o familie, un neam, binecuvintează cu scopul să fie o binecuvântare pentru alții. Așa i-a spus Dumnezeu la: te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Frați și surori, ca oamenii să audă despre Domnul Iisus Hristos, e nevoie de picioarele celor ce merg, e nevoie de genunchii celor ce se roagă și e nevoie de mâinile celor ce doresc. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin.